Am revenit la săptămâna de business. Alături de noi se află ambasadorul Republicii Moldova la București și domnul președinte Aurelian Gogulescu de la Camera de Comerț și Industrie Prahova. Domnule ambasador, spuneați ceva în prima parte și am mai discutat și în pauză de un fond de garantare a investițiilor. Despre ce este vorba? Deci vorbeam despre posibilitățile de a atrage sau de a convinge oamenii de afaceri din România să investească în Republica Moldova. Cred că crearea unui fond guvernamental de garantare a investițiilor în Republica Moldova ar contribui foarte mult la convingerea oamenilor de afaceri din România să investească în Republica Moldova. Vreau să spun că această idee nu este o idee nouă. De fapt, ea a fost pentru prima dată vociferată de domnul prim-ministru Ponta în februarie 2014, însă această idee a rămas așa doar la stadiu de idee. Acum cred că ar fi cazul ca această idee să fie materializată. Din discuțiile pe care le-am avut cu mulți oameni de afaceri, inclusiv basarabeni care au reușit să facă careva afaceri aici în România, mi s-a spus și s-a subliniat de mai multe ori că un fond de garantare a investițiilor în Republica Moldova ar fi foarte benefic și ar contribui la trecerea capitalului românesc, dacă putem spune așa, peste Prut. Sunt unele exemple când, de exemplu, oameni de afaceri din Basarabia deja având o afacere aici, pe risc propriu, au început să deschidă mici afaceri și în Republica Moldova. De exemplu, proprietarul la Ocean Fish, nu știu, iarăși veți spune că fac propagandă sau ceva, dar nu e vorba. Trebuie să aduc exemple concrete atunci când vorbesc despre oameni de succes. Și, de exemplu, după ce a înregistrat un anumit succes în afacere aici în România, a decis să deschidă o fabrică și într-un sat din Republica Moldova, Măgdăcești, unde spunea că deja are în jur de 80 de angajați. El spunea însăși că, da, a avut curajul să investească în Republica Moldova pentru că este basarabean și are o legătură cu Basarabia. Dacă ar fi un fond de garantare a investițiilor, cred că asemenea curaj ar manifesta cât mai mulți oameni de afaceri din România. Aș vrea să vă pun o întrebare pentru ambii invitați. Ce probleme se confruntă oamenii de afaceri din Republica Moldova care investesc în România și oamenii de afaceri din România sau din Prahova care au investit în Republica Moldova pentru domnul Gogulescu? Care doriți să începeți să răspundeți, vă așteptăm. Las pe domnul ambasador să gândească este și să intervine foarte pe scurt. Da. Există oameni de afaceri din Prahova, bineînțeles, care au investit în Republica Moldova, chiar în parcurile industriale despre care discutam mai devreme. Iar teama este o teamă a oricărui om de afaceri, este aceea stabilității investiției. Și cred că acest acord despre care, acest fond de garantare a investiției despre care ne vorbea domnul ambasador, mi se pare o idee extrem, extrem de binevenită și de utilă pentru eliminarea oricăror temeri privind investiția sau afacerea pe care o face în Republica Moldova. O problemă, iarăși, cu care ne-am confruntat este aceea, există dorința. Există dorința omului de afaceri din Prahova să meargă în Chișinău, să meargă în Republica Moldova,
și să investească sau să-și găsească un partener de afaceri potrivit. Cum găsește acel om de afaceri potrivit? Pentru că există un risc și din această cauză am apelat de fiecare dată la toți prietenii noștri din Republica Moldova, mă refer aici în primul rând la Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, la, mă rog, domnul președinte Cucu, acum la domnul președinte Lazar, cel care a fost viceprim-ministru și ministru al economiei și care a fost de multe ori și în această calitate în județul Prahova. Am organizat aici, fac o scurtă paranteză, câteva forumuri de afaceri de excepție, care zic eu că au fost extrem de utile, benefice și au avut ca rezultat noi investiții, noi parteneriate de afaceri din Prahova în Republica Moldova. Deci, aceste temeri, cred că sunt foarte justificate și ar reprezenta un prim punct de, nu știu, de teamă de investiție. Bine, sunt și alte probleme cu care ne confruntăm și noi, cu care se confruntă și alte țări. E vorba de corupție, la fel, care este peste tot, într-o măsură mai mare sau mai mică, și care te pune pe gânduri la un moment dat dacă, într-adevăr, la ce nivel merită este, să investești sau nu într-un. Dacă pot să merg acolo să investesc sau nu. De stabilitate legislativă sunt aceleași probleme cu care ne confruntăm și noi. De birocrație, aceleași probleme cu care ne confruntăm cu noi și așa mai departe. Până la urmă sunt probleme de ordin general, dar sunt și probleme specifice pe care noi, ca și Camera de Comerț și Industrie, am încercat să le eliminăm, cel puțin prin ceea ce putem noi face și prin relațiile pe care le avem cu partenerii și prietenii noștri din Chișinău și din Republica Moldova. Eu aș spune că, deoarece suntem și noi români, cam aceleași probleme ne caracterizează în general. Evident că în România, acum, transparența afacerilor este cu mult mai înaltă și chiar spuneam despre firma pe care am menționat-o, Ocean Fish, undeva o lună în urmă la ambasadă am organizat o întrevedere cu oamenii de afaceri originari din Basarabia pentru a vedea care sunt succesele lor, problemele lor. Ce v-au spus ei din punct de vedere al problemelor? Din acest punct de vedere vreau să spun că, să știți, am fost foarte plăcut surprins să mi se spună că lucrurile s-au schimbat foarte mult spre bine în ultimii 2 ani. Nu știu de ce anume, dar în ultimii 2 ani. Spunând că accesul la fondurile europene, inclusiv pentru ei, care a devenit mai lejer, au avut o transparență mai mare, o predictibilitate și deci o mai mică imixiune a politicului în business. Cam acestea trei elemente aș putea spune că mi-au fost menționate de către oamenii de afaceri moldoveni care fac afaceri aici în România. De ce anume ultimii 2 ani n-am înțeles. Probabil își spune cuvântul și activitatea mai eficientă a DNA-ului. Deci iată, și domnul ambasador este la curent cu ce se întâmplă la noi și cu acele percheziții, audieri și așa mai departe care au loc la Direcția Națională Anticorupție. Vom vedea împreună acum rubrica Știrile Săptămânii și ne întoarcem imediat la emisiune. Camera de Comerț și Industrie Prahova a organizat astăzi o masă rotundă pe teme de mediu. Evenimentul s-a desfășurat în parteneriat cu Asociația Green Revolution, care din anul 2010 derulează proiectul Green Business Index. Acesta reprezintă un barometru al responsabilității față de mediu pe care o au companiile din România. Camera de Comerț Prahova asigură cadrul necesar pentru a pune în contact și a iniția dialog și dezbatere între autorități, firme și presă. Subiectul de astăzi este mediul curat,
mediul curat pe care trebuie să le respecte în primul rând și marile companii. În cadrul evenimentului au fost prezentate instrumente care ajută companiile să-și evalueze impactul asupra mediului și eficiența în managementul mediului. La nivelul țării, peste 60% din companii declară că nu au niciun fel de impact asupra mediului. Până să înțelegem că trebuie să avem grijă de mediu, trebuie să înțelegem că avem impact asupra lui, urmând să vedem ce putem face. Iar proiectul acesta vine în ajutorul companiilor pe 7 domenii de evaluare de la impact asupra mediului, la transport, deșeuri și clădiri și multe altele, așa cum spuneam mai devreme, și analizează exact sau ajută compania să afle unde se poziționează în comparație cu altele, unde sunt punctele forte sau punctele slabe ale companiei privind protecția mediului și dezvoltarea durabilă și ce trebuie să facă ca să fie mai competitiv față de alte companii, să aibă un management reputațional mai bun și până la urmă să protejeze mediul mai bine. Proiectul Green Business Index este singurul instrument gratuit de evaluare a performanței de mediu din România. Firmele interesate se pot înscrie gratuit pe site-ul www.gbindex.ro și trebuie să completeze până pe 31 martie chestionare care vizează performanța de mediu a companiilor respective. De asemenea, firmele își pot calcula aici amprenta de carbon. O propunere de modificare a codului fiscal oferă posibilitatea consiliilor locale sau județene să instituie taxe în domeniul turistic. Atenție însă, banii astfel colectați vor avea o destinație precisă, promovarea turistică. Din codul fiscal s-a scos această taxă hotelieră care era obligatorie în România și deodată ne-am trezit că nu avem nicio sursă de a finanța promovarea turismului. Ok, nici înainte taxa care se strângea din încasările de la turiștii care se cazau în hoteluri nu era folosită pentru turism, să fim sinceri. Și atunci era o taxă care intra la grămadă în bugetul local și era folosită de fiecare cum credea. A fost scoasă și în locul ei, consiliile locale au dreptul să voteze, e o lege locală, da? O taxă pentru promovarea turismului. Se întâmplă la Oradea, se întâmplă la Constanța, se întâmplă la București și are destinație direct, specific, exclusiv, promovarea turismului. O idee binevenită, spun hotelierii. Conform propunerii legislative, consiliile locale pot institui taxe, de exemplu, pentru vizitarea unor obiective sau unor activități de agrement. Inițiativa legislativă este una de bun augur pentru județul Prahova, având în vedere că noi avem mai multe stațiuni montane care au nevoie de promovare. Deocamdată așteptăm să vedem normele de aplicare a legii și apoi vom decide dacă vom instaura o astfel de taxă, în ce cuantum și vom vedea și zonele unde se pot face astfel de instaura astfel de taxe ca noi să decidem apoi în plenul Consiliului Județean ce e mai bine de făcut pentru județul Prahova. Banii pentru promovarea turismului sunt foarte puțini, se votează foarte târziu și nu avem mai mult de 2 milioane de euro la nivel de țară, de România, este extrem de puțin ca să poți să faci față la promovarea unei destinații turistice de nivel național și atunci singura soluție e ca acele orașe, acele stațiuni care vor să se promoveze ca destinații turistice, să-și strângă singure banii de la operatorii privați sub forma unei taxe și să fie folosită, așa cum credeai, exclusiv pentru promovarea turismului. Banii astfel colectați vor putea fi folosiți și pentru amenajarea unei pârtii de schi sau sanie, dezvoltarea zonei de agrement sau realizarea unor broșuri. O treabă bună, dar să fie transparent. Adică să știi că într-adevăr e pentru promovare turistică. Deci, campania de prezentare ar trebui făcută un pic mai agresiv. În sensul că intră în sistem stațiunile montane, balneoclimaterice, marea, muntele și celelalte. Deci, nicio problemă. Nu cred. E o idee bună ca să fie folosiți banii pentru promovarea turistică. Sunt atâtea taxe pe care... Sunt prea multe taxe. Prea multe, se face promovare, cine vrea se duce, se interesează la agențiile de turism și știe să se descurce. Depinde cât ar fi taxele. Nu foarte mari. Dacă nu sunt foarte mari, da, cred că este benefic. La București, de exemplu, din decembrie anul trecut a fost impusă o taxă de promovare turistică care se aplică activităților de cazare. Această taxă este în valoare de 1% din venitul obținut pentru cazare.
Am revenit la emisiune. Domnule ambasador, am văzut în CV-ul dumneavoastră că ați fost cu ceva ani în urmă în Belgia, în Luxemburg. Cum se vede lumea de acolo? Lumea de la Bruxelles probabil tot timpul se vede puțin diferit decât de la acolo București. Acolo este centrul, epicentrul, dacă putem spune, la, al Europei. Se vede de sus, probabil. De la București sau de la, mai ales de la Chișinău. La Bruxelles am fost ambasador pe relații bilaterale cu țările Benelux, deci Belgia, Olanda, Luxemburg inițial. Mai târziu a fost deschis, Moldova a deschis o ambasadă la Haga și mi-a rămas pe dosar Belgia și Luxemburg, dar cel mai aproape de inima mea a fost acolo cooperarea cu NATO, pentru că pe lângă relațiile bilaterale cu Belgia-Luxemburg am fost șeful misiunii Republicii Moldova la NATO. Și cred că mai mult de jumătate din timpul meu la Bruxelles a fost dedicat cooperării cu NATO și cred că pe perioada mandatului Moldova a realizat lucruri importante în relația cu NATO. De exemplu, începând cu anul 2014, Moldova a început să participe la o misiune NATO în Kosovo. Din 2014 avem 41 de militari moldoveni care fac parte din misiunea KFOR. În plus, la summitul din Țara Galilor, Republica Moldova, alături de Iordania și Georgia, a devenit parte la o inițiativă care se numește Inițiativa Consolidarea Capacităților de Apărare, ceea ce practic presupune un angajament al NATO de a ajuta Republica Moldova să-și modernizeze forțele armate. Deci, dacă privim din acest punct cum se vede lumea, se vede puțin diferit și relațiile economice, din păcate, au fost pe un plan secundar, dacă aș putea spune, în activitatea mea acolo. Aici situația este diferită. Dimpotrivă, consider că cooperarea economică cu Moldo-Română trebuie să fie pe prim plan, pentru că de 20 de ani tot vorbim de poduri, dar poduri care au rămas, construirea unor poduri peste prut, dar care au rămas deocamdată numai poduri de flori și de vorbe și nu s-au realizat prea multe lucruri. Spuneam cuiva că dacă am fi avut o abordare ca în perioada sovietică sau pe timpul lui Ceaușescu, ca în fiecare cincenal să construim un pod peste Prut, deja am fi avut vreo 5 poduri peste Prut. Din păcate, nu avem niciunul construit nou, ba dimpotrivă vorbim sau ne gândim cum să le reparăm pe cel care există. Din acest punct de vedere, cred că este foarte important ca să se întreprindă lucruri concrete și să încercăm să avem o abordare foarte pragmatică. Evident că când vorbesc despre acest lucru, nu încerc să acuz o parte sau alta. Sunt foarte multe probleme care au ținut, în primul rând, de voința politică de la Chișinău de a face unele lucruri. Apropo de lucrul acesta, care este situația în momentul de față la Chișinău? Pentru că, nu cu mult timp în urmă, pe data de 17, nu? Președintele Republicii Moldova a fost într-o vizită la București. Știm că la Chișinău, un nou guvern, au fost destul de multe, chiar și acele proteste de stradă, lucru care s-a întâmplat și la București, nu-i așa?
Apropo de teama pe care o au investitorii, așa cum spunea domnul președinte Bumulescu puțin mai devreme, de a găsi un mediu stabil, de a nu fi corupție, de a fi încurajați să investească fără aceste piedici, uneori sunt poate chiar false. Păi, evident că stabilitatea unei țări este unul din factorii principali care determină un om de afaceri să investească într-o țară sau alta. În Moldova, în ultimii ani, unii numără că am avut 6 prim-miniștri, alții 4. Deci, evident că o asemenea schimbare de guverne nu poate vorbi despre o stabilitate și acesta este un factor care sperie investitorii străini. Dar, din fericire, după investirea guvernului prim-ministrului Filip, cred eu că vom avea o stabilitate. Acest guvern își propune, sau cel puțin și-a anunțat, o agendă pro-europeană serioasă. Dorește să facă reforme. În timpul vizitei aici la București, atât a prim-ministrului Filip, cât și a președintelui Timofti, s-au deci făcut publice niște asigurări că Moldova va urma un parcurs european, că guvernul are de gând să implementeze reforme. Cred că o piatră de încercare pentru această coaliție care este acum la Chișinău și pentru parcursul de mai departe a Republicii Moldova va fi alegerea noului președinte acum în Parlament în luna martie, pentru că mandatul președintelui Timofti expiră în luna martie. Și în Moldova, după cum știți, președintele urmează să fie ales de Parlament. Cred că dacă se va trece de acest obstacol, dacă putem spune piatră așa, de încercare, dacă piatră putem de încercare, acest guvern are toate șansele să fie un guvern pe o perioadă de 3 ani, chiar dacă se vor mai face probabil careva remanieri și așa mai departe, dar va fi un guvern care va aduce stabilitate Republicii Moldova pentru 3 ani în viitor. Și atunci și proiectele despre care vorbim și în domeniul energetic și în domeniul infrastructurii, cred că vor demara cu mult mai ușor și va fi o predictibilitate din partea Chișinăului. Domnul președinte, spuneați mai devreme de gazoductul Iași-Ungheni, construit de un consorțiu de firme din Prahova, 3 la număr, nu o să le nominalizăm acum. Nu avem voie. Nu avem voie, da. Aș vrea să vă întreb ce probleme vă semnalează dumneavoastră oamenii de afaceri cu care intrați în contact, pentru că ați mai fost în delegații, în străinătate, au venit investitori în Prahova, s-au interesat de anumite domenii de activitate. Aceleași probleme sunt reliefate ca și la Chișinău, pentru că și la noi au fost schimbări politice la nivelul guvernului, dar nu vom discuta despre ele. Da, din punct de vedere al stabilității politice, într-adevăr, s-a ridicat de fiecare dată această problemă și poate că la un moment dat a constituit, poate nu o barieră, dar o intenție mai puțin serioasă de a investi în România și în județul Prahova. Problemele însă cu care ne confruntăm, fără discuție, sunt cele legate de corupție. Și mă refer aici, poate, în primul rând, la ceea ce s-a semnalat în foarte multe cazuri referitor la achizițiile publice. Problema care se ridică foarte des în continuare și rămâne într-adevăr o problemă este problema infrastructurii. Exact ce spunea și domnul ambasador. Da, România însă, cred că această problemă a infrastructurii rămâne în continuare o problemă extrem, extrem de serioasă și părerea mea că ar trebui luată mult mai mult în considerare.
Mă refer în primul rând la construcția de autostrăzi, nu numai la infrastructura rutieră și la infrastructura de cale ferată și așa mai departe. Știu, problema birocrației și a taxărilor extrem de ridicate este o problemă care ni se semnalează extraordinar de des. O problemă care ar putea apărea acum este aceea a creșterii nivelului salariului minim de la 1050 la 1250, începând de la 1 mai. Și aici probabil că avem cazuri și în Prahova, acele firme de textile. În primul rând, da, poate nu numai firmele de textile. Sunt firmele care activează în primul rând în domeniul industriei ușoare, unde salariul minim, unde majoritatea angajaților au salariul minim. Într-adevăr, este o problemă foarte serioasă, care poate avea un impact social. Da, am înțeles că există chiar o firmă din Prahova. Impactul, poate chiar dumneavoastră a spus la lucrul acesta, impactul salarial pe care îl va suporta această firmă în cursul unui an de zile se apropie de 1 milion de euro. Nu, chiar depășește. Chiar depășește. La sfârșitul anului depășește 1 milion, poate chiar 2 milioane de euro, și, mă rog, e o problemă care trebuie luată în considerare. Nu știu prin ce măsură, poate cu întâlnire la Ministerul Economiei sau chiar cu Ministrul Economiei, cu Ministrul Finanțelor, în faza aceasta ar putea să mai rezolve. Poate s-ar putea păstra, să se mărească salariul, dar să se păstreze anvelopa salarială, nu știu dacă se pot sau nu realiza aceste lucruri. Deocamdată vom vedea, pentru că tot am vorbit de cifre, vom vedea cifra săptămânii și apoi vom lua un nou calup de publicitate.